ce voi întoarce Domnului pentru toate binefacerile Lui către mine. Voi lua paharul salvării și voi chema numele Domnului. Să iei paharul mântuirii înseamnă să te căsătorești cu Dumnezeu, să dăruiești toată viața ta pentru El, adică eu accept să mă sacrific pentru Tine, cum și Tu, Doamne, Te-ai sacrificat pentru mine. Este doar pentru cei ce valorizează ceea ce Iisus a făcut pentru a ne salva. Cine îl bea nu va mai fi niciodată la fel. În această duminică, 13 decembrie, la Sfânta Împărtășanie, vom participa la Paharul Mântuirii. Va fi ziua legământului cu Dumnezeu. La ora 8, la ora 10 sau 15, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua funde numărul 11 în sectorul 2 și la orice locaș al Duhului Sfânt din țară.